Hai să vă zic o chestie interesantă, care ar trebui să vă pună pe gânduri. În mod normal, dacă se spune că dacă ai foarte mulți bani, cum zice domnul Țiriac, nu te mai uiți la prețurile de la meniu sau cât consumă mașina. Și stând de vorbă cu foarte mulți oameni de-a lungul timpului, mi-au spus, nu mă interesează cât consumă. Consumul este ultima mea problemă. La mașina asta consumul e ultima problemă. De multe ori poate că așa este, dar pentru cei care fac kilometri, la modul minim 15.000 de kilometri pe an, sau e o mașină să o ții minim 100.000 de kilometri, poate o ieși o ții, poate 200.000 de kilometri, sau poate și mai mult, mi-am dat seama că este destul de important consumul. Și vreau să vă dau niște exemple pe care cu siguranță majoritatea oamenilor nu le fac. Și anume, acum ceva timp, în Statele Unite, consumul, la nivel mondial, consumul mediu la o mașină mondială era undeva pe la 7%. 7 litri la 100 de kilometri. În SUA era ceva mai mult, era undeva pe la 9-10, pentru că iau mașini cu motoare mai mari, în general. Iar în Europa, tot așa, între 5 și 7. Eu aș zice că un consum economic, decent, la care ne vom raporta, este de 6%. Ce este sub 6% este cu adevărat un consum economic. Ce depășește cu mult valoarea asta de 6, adică, nu știu, 11, de exemplu, deja te cam dublezi, aproape că te dublezi, la 12 ar fi dublu. BMW-ul meu X3, ca să fac o comparație, și Toyota. Toyota are un consum mediu cam ăsta, e consumul ei de când am mașina, undeva la 5,5, deci un consum mai mult decât decent, pentru o mașină care e totuși destul de mare. X3-ul, consumul mediu, e undeva la 14. Deci e o diferență de cam 8 litri la 100 de kilometri. Și mi-am dat seama că, de exemplu, dacă aș ține mașina, să zic că aș ține-o, da? Aș ține-o încă 100.000 de kilometri. Foarte realizabil, motorul e potent și întreținut, mașina e întreținută. Dar, la o diferență de 8 litri la 100 de kilometri, vorbim de cât e acum benzina, 7 lei, 30, cea mai ieftină, aia de performanță 8 lei și 10. Eu sunt de părere că se va mai scumpi benzina, adică carburanții vor mai scumpi în timp. Vorbim de, să zicem, 8 lei. 8 lei ori 8 litri, 64 la 100 de kilometri diferență. La 1000 sunt 640, la 10.000 sunt 6400, la 100.000 de kilometri vorbim de o diferență de 64.000 de lei. 64.000 de lei deja încep să fie mulți bani. Kilometrii ăștia poți să-i faci în 6 ani sau poți să-i faci în 3 ani dacă mergi mai mult sau poți să-i faci în 20 de ani, că sunt oameni care își vând mașini pe internet care au 10-12 ani și au 40, 50, 80 de mii de kilometri. Deci depinde de la om la om, dar să pierzi 10-15 mii de euro doar din diferență de consum mi se pare un pic cam mult. Și atunci de asta se caută, de asta și românii caută mașini diesel pentru că sunt în teorie mai economice. Dar și piesele lor sunt un pic mai scumpe, dar preferă cumva să piardă la piese, dar să scutească la consum. Adică mi-au turbină, mi-au un DPF, curăț DPF-ul, fac turbina, la 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 la, dar merg 200.000 de kilometri și scutesc bani. Acum, când e diferență de la 5% la 7% sau de la 6% la 8%, eu aș prefera benzina oricând. Să am un consum mediu de 8 pe benzină decât să am un consum mediu de 6 diesel sau 5,5. Pentru că e o diferență și acolo, dar diferența aia se simte, cum să zic, nu o recuperezi din cauza pieselor scumpe de la diesel. Nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre importanța consumului și dacă ai o mașină care consumă de la 10-12 în sus și faci și mulți kilometri, deja acolo trebuie să te gândești serios la o mașină economică. Mai ales că eu sunt de părere că în următorii 10 ani, maxim, se va schimba total situația auto, macroeconomică. Aparent, UE chiar vrea să ne bage pe gât electrice. Adică încă fac. Acum stau să mă gândesc dacă chiar vor să facă asta,
cel mai simplu e să faci un singur lucru. Curentul 50 de bani, kilowattul și benzina 20 de lei. E simplu. Și atunci toți se duc ca țânțarii la bec. După electrice. Pentru că lumea vrea consum mic. Deci o diferență destul de mare în bani când mașina ta nu este economică. Iar eu cred că toate mașinile care acum consumă mult, eu v-am dat exemple de consumuri un pic peste medie, dar sunt mașini gen 40 V8 care, dacă le și alergi un pic, se duc la consum de 35-40. Eu cred că aceste mașini vor cam dispărea din peisaj, adică chiar și le vor permite doar cei foarte bogați. Foarte bogați, mă refer, nu știu, dacă îl vezi pe Țiriac cu Maybach V12 și consumă 40 și benzina e 20 de lei, nu te surprinde. Dar eu sunt de părere că sunt foarte multe mașini cu motoare de peste 2 litri la oameni care nu poți să zici că au foarte mulți bani. Și tocmai de asta, eu cred că vor dispărea ușor-ușor din peisaj. La căutare vor fi mașinile economice. Așa că gândiți-vă bine, faceți-vă calculele, mai ales în contextul în care benzina ar fi mai scumpă. Cum a fost acum un an și ceva, când a fost atunci nebunia aia cu benzina 9 lei, motorina 9 lei, și deja oamenii erau în stradă, că e scumpă, că nu ne permite încă lugul, la la la. Prețurile se vor întoarce, cu siguranță. 9 lei, 10 lei, benzina sau motorina, se vor întoarce. Și atunci una e să ai consum de 4, 5, și alta e că să ai consum de 10, 12, 14, 16, 18. Știu că nu consumă totul la o mașină, așa gândeam și eu, dar mașinile care vor mai rămâne mai mult timp printre noi, cu motoare cu ardere internă, vor fi cele economice. Și mie îmi place foarte mult Infiniti cu X70, motorul de 3.7 aspirat. Aia consumă 25 și are impozit mare și nu rentează să ții așa ceva. Eu, pe termen lung, cel mai probabil o să trec către mașini economice, deși apreciez și motoarele mai mari, dar de zi cu zi nu rentează să mai deținem așa ceva. Eu așa văd lucrurile în zona auto. Și asta fac și producătorii. Vin cu mașini din ce în ce mai economice, din ce în ce mai ieftine, din ce în ce mai mici, din ce în ce mai cu motoare din ce în ce mai mici, hibridizate, electrificate și așa mai departe. Cam ăsta e trendul, ăsta e viitorul, până când, probabil că într-o zi nu vom mai avea deloc nici măcar astfel de mașini. Așa că, țineți cont, faceți un calcul câți bani pierdeți, asta vă provoc să faceți, câți bani pierdeți pe diferența de consum dintre cât vă consumă mașina în medie și un consum de 5-6 litri la sută. Dacă e o mașină care ți-a 15% și te raportezi la 6, diferența este colosală, în mod special când trec niște sute de mii de kilometri. Mașina asta, în regim economic, dacă mergi cu a patra la 60 la oră, scoate un consum de 2.7 diesel în 3 cilindri. Scoate 2.7. E ca și când mergi cu, nu știu, la portala un consum de 12-13, e ca și când mergi cu 4 mașini din astea simultan pe stradă. Adică e o diferență foarte mare. Mașina asta am luat-o pentru altceva. Pentru un giveaway care va avea loc cât de curând. Până atunci, faceți-vă un calcul la consum, la diferența de consum. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade. Și nu uita, când îți cumperi o mașină la mâna a doua, folosește Car Vertical. Și nu uita de codul 99Vehicles pentru că îți aduce o reducere maximă de 20%.